România susține în continuare ferm parcursul european al Republicii Moldova și acordă un sprijin continuu în acest complex proces de integrare. Rămânem cel mai sincer și mai apropiat partener al Republicii Moldova. Chișinăul are șansa de a fructifica avantajele comerciale, instituționale și de mobilitate rezultate din implementarea standardelor și reglementărilor europene. Efortul trebuie să meargă acum spre profunzime, spre punerea în aplicare a angajamentelor de reformă, de care depinde modernizarea în spirit european. De succesul acestui demers se leagă pregătirea etapei următoare, aceea în care vom putea vorbi despre acordarea perspectivei europene. Reușita procesului de integrare europeană a Republicii Moldova ține în primul rând de Republica Moldova însăși. Vă asigur că veți găsi mereu în România un susținător ferm, activ și de încredere. La rândul lui, președintele Nicolae Timofti a arătat că cele două state trebuie să-și coordoneze acțiunile privind parcursul european al Moldovei. Este important, din punctul meu de vedere, să ne coordonăm viziunile asupra relațiilor concrete și realităților în care trăim și momentului istoric pe care îl avem. La 27 aprilie s-a împlinit 5 ani de la semnarea declarației comune privind instituirea parteneriatului strategic între România și Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Avem în prezent un bilanț pozitiv al cooperării bilaterale, în prim plan fiind procesul de integrare europeană și proiectele energetice, educaționale și sociale.